Bun găsit! Este o zi mai conservatoare, așa că stăm mai mult în banca noastră și ne facem treburile sau ne calculăm banii. Pentru berbeci, ziua poate aduce, încă de la începutul ei, melancolie, nostalgie, poate mici regrete și situații pe care vor să le corecteze. Taurii discută cu tot felul de persoane, sunt în ședință sau se întâlnesc cu cunoscuți și vorbesc despre viitorul lor, idei care pot ieși de aici în urma acestor discuții. Pentru gemeni, ziua este foarte economică. Se gândesc la banii lor și e bine că nu cheltuie, dar nici timp și energie pe activități care nu îi reprezintă acum sau nu sunt folositoare pentru ei. Colectează bani de pe unde i-au dat. Pentru raci, ziua aduce emoție și sensibilitate. De aceea interpretează tot ceea ce se întâmplă într-o notă foarte sentimentală, mai ales când e vorba de prieteni sau de vești pe care le află despre prietenii lor. Lei. E bine să se gândească mai mult la sănătatea lor, să-și conserve energia și, dacă se poate, să fie mai discreți astăzi, pentru că nu este una din acele zile în care să intre în lupte. Pentru fecioare, prietenii sunt vizați de astre, aud vești bune, se întâlnesc cu prieteni foarte apropiați, se bucură pentru ei, vestile sunt minunate. Se pot simți susținuți însă și de persoane străine, dar cu care au scopuri comune. Balanțele. Este o zi de autoritate astăzi, cu succes, își fac treaba foarte bine și pot ieși în evidență datorită modului în care își duc la bun sfârșit sarcinile. Munca e foarte bine aspectată. Scorpionii rezolvă probleme administrative cu acte, poate fac și drumuri pentru a rezolva un act, dar sunt mulțumiți pentru că deschide o perspectivă de viitor, treaba pe care o rezolvați. Pentru săgetători, ziua aduce calcule financiare, vor să știe banii în siguranță, de aceea se uită și la oamenii din casă, colaboratori sau parteneri, ca nu cumva să piardă pe mâna lor sau din cauza altora să se risipească banii. Dar stau bine la capitolul finanțe. Capricornii pun preț pe relații, pe întâlniri și sunt foarte atenți la cum îi văd ceilalți astăzi. Probabil un gest, o replică, o remarcă, le sesizează dacă sunt agreați sau nu sunt agreați, dar conversațiile sunt bune, utile, mai ales dacă se întâlnesc cu cunoscuți. Pentru vărsători, munca azi și nu foarte dificilă, o stăpânesc foarte bine, de aceea le este ușor și plăcut și știu ei că ies bani de aici, așa că își fac treaba. Pentru pești, creativitate, dar și emoție și sensibilitate lucrează bine pentru copii sau cu copiii, dar și ei pot avea momente în care sunt mai naivi sau inocenți, se copilăresc un pic. Le prinde bine să dezvolte niște activități creative. O zi frumoasă pentru toată lumea, pentru că știm să ne purtăm de grijă, avem intuiție și asta e folositor și în afaceri. Mai bine ne vedem și mâine!